încă o dată, să fiți luptători. Domnul Voronin, știți cum este o vorbă foarte bună? Râde cel care râde la urmă. Jertfa următoare, de fapt, de mătălie jertfă de când ai făcut cunoștință cu dânsul, pur și simplu nu înțelege. Îi face jocul și, din păcate, foarte mulți comuniști și de aici, din țară, săracii nici nu știu. Mi-am place așa sarcasmul ăsta, dar ar fi cazul să ne mai ducem aminte și de alte lucruri. Cum un ficior de președinte cu câte 80 de milioane prin carduri bancare, parfumuri și nu știu ce mai cumpăra, păduri de sute de hectare și multe alte lucruri. Dar să le trecem în vedere că e omenește. Pentru cineva e omenește. În încheiere chiar,